Situație gravă la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Secția de terapie intensivă este ocupată în totalitate. Îngrijorător este faptul că tot mai mulți tineri ajung să se îmbolnăvească de coronavirus și fac forme grave ale bolii, deși nu au alte afecțiuni medicale. Din lipsă de paturi, cazurile severe vor fi redirecționate către Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iași. Din cele 250 de paturi din Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva, doar 100 mai sunt libere. Restul sunt ocupate de pacienți suspecți sau infectați cu noul coronavirus. Mai grav este că jumătate dintre bolnavi sunt tineri cu vârste până în 40 de ani. În plus, secția de terapie intensivă este ocupată 100%. Din acest motiv, cazurile severe vor fi transferate la Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iași, acolo unde au fost amenajate 16 locuri la ATI. Profilul pacientului s-a schimbat într-o oarecare măsură. Dacă în primele două săptămâni am avut pacienți cu forme ușoare sau medii, în prezent am constatat că apar disfuncții respiratorii, din fericire nu la mulți grave, la tot mai mulți, indiferent de vârstă. La mine este plin compartimentul de ATI, vom merge către Spitalul de Neurochirurgie, unde sunt 16, 9 locuri. Sunt mai mulți tineri acum infectați de COVID-19 față de perioada de anterioare? Tineri sunt mulți infectați, dar dintre ei, deci nu mulți, doi, cred, sunt cu forme grave. De aceea am spus că s-a schimbat profilul pacientului. Doi din cei 9 pacienți aflați la terapie intensivă se simt rău și sunt în stare critică, spun medicii infecționiști. Cea mai tânără pacientă are 27 de ani și este ținută în viață de aparate. În laboratorul de biologie moleculară de la Spitalul de Boli Infecțioase sunt analizate aproximativ 60 de probe prelevate de la pacienții din toate județele Moldovei. Cele mai multe teste pozitive sunt pentru județele Suceava și Neamț. Pe ultimul loc este Iașul. În momentul de față mai avem teste care sperăm să ne ajungă pe acest weekend. Comanda de câteva, de 2000 de teste, dacă mi-amintesc eu bine, încă nu a venit de la furnizorul care a promis că va avea aceste teste la începutul săptămânii viitoare și va fi foarte bine. În capitala Moldovei, aproape 3500 de persoane sunt izolate la domiciliu. Alți aproximativ 190 de cetățeni sunt în carantină. 43 de persoane au ieșit din perioada de 14 zile de izolare de la domiciliu.